Mi-ar fi plăcut să fie soție aici. Soția mea, actuala mea soție, este una din, este unul dintre manifestanții din piața Universității, studentă fiind atunci. Să vă spune ceva lucruri, cum le-a trăit ea. Păi am putea să facem și cu Dința un interviu. Cum s-a bătut cu minerii, ea face parte din organizația 21 decembrie, da? Minerii, cum s-a bătut cu minerii, înainte de venirea minerilor. Tare. Da, că ea e, soția mea mai, o chestie simpatică. Sunt invitat la un turneu de box la Ploiești, așa, la sala acolo, un turneu național. Și atunci a fost prima mea ieșire cu ea, în public. Și bineînțeles că ProTV-ul m-a văzut acolo, în sfârșit. A venit la mine să-mi iau un interviu și a rămas așa surprins. Și la un moment dat îi pune o întrebare, dacă îi plac sporturile violente, e boxul, nu? Și ea spune foarte așa nonșalantă, spune sigur, de ce nu, pentru că și eu am făcut karate, făcut și în cai, așa. Seara la 7 la știri, Andreea Esca pe bandă. Miron Cosma și-a luat sexy bodyguard. Și au revenit la iunie 90. I-a făcut într-adevăr karate. Așa a avut, hai să spun, niște posibilități acum de copil chiar. Încă vreau în Răceaușescu. Și s-a bătut cu mineri. Și când mai întâlnirea cu fratele și cu încă echipa, gașca ei, să zic așa, în momentul în care erau luat studenți și manifestanți și băgați în dube și duși la Măgurele, s-au bătut și în sfârșit a reușit să-i oprească pe unii să nu fie duși la, să nu fie arestați, să zic așa. Carabinieri. Da, sfârșit, asta e altă problemă. Și eu v-am primit că sunteți ce sunteți și chiar sunt încântat să fiți aici și să discutăm. Și pentru faptul că vorbeam cu tine, Stregulea a fost unul dintre cei care a folosit un scenariu impus, să zic așa, de către Răzvan Teodorescu. Deci filmul despre evenimentele în piața Universității e făcut de Stregulea, nu? Da. De Televiziunea Națională, da. De fapt. Da. Doi manipulatori teribili au existat în perioada evenimentelor. Iliescu și președintele televiziei. Lăsând la parte ierarhia, deci ierarhia politică a funcțiilor politice, Iliescu, Roman, Gelu Voiculescu, Băsescu, etc. și alții, Chițac, așa, și alții. Pardon? Pe partea asta la altă trebuia să se intervine, să fie manipulată opinia publică. Vreau să vă spun exact și eu, și chiar și eu am fost manipulat. La momentul în care s-a oprit televiziunea, știți că s-a oprit televiziunea, așa, și eu am rămas așa stupefiat, zic, domnule, iau, uite, domnule, ce am plăcut, au luat evenimentele. Am crezut că televiziunea, gata, a fost ocupată. Chiar eu, acum, discutând, eram încântat că s-a ajuns în situația asta, pentru că o să vedeți și nu... Eu nu ascund adevărul pentru că, repet, am tot interesul ca adevărul să iasă la lumină. Nu? Așa, deci la momentul acela am aflat și eu despre plecarea minerilor, când s-a oprit televiziunea. Dar, revenim. Acest individ pune simțirea, deci reveni la filmul în sine. Nu se poate să vii să spui că suntem în Guinea-Bissau. Sau suntem pe acolo, la triburile Amazonii, alea care spun unii că au 2 metri și ceva și încă sunt în epoca de piatră. Să mi se spui că au murit 100 de oameni îngropați la cimitirul din Străulești. Fără identitate. București fără identitate. Când pe vremea lui Ceaușescu se știa, e ca acum. Acum sunt foarte mulți oameni în țara asta care vă rog să mă credeți, care știți probabil că nu au buletin, în special țigani. Nu? Și alții. Și românii la țară sunt oameni care nu fac școală, care sunt analfabeți, care
unii sunt născuți, din nou, pentru că totul costă în ziua de astăzi. Și unii, poate că nu-și permis să-și facă nici măcar buletin, că poate costă. Dar vii să vii să spui o chestiune de maniera asta. Bun. În altă ordine de idei, revenind la ce... El încerca să se disculpe, pentru că avea pe conștiință evenimentele din 13-14 iunie. Eu am CD-uri. Deci eu nu poate să spun acum, să spună mie povești. Poate că nici eu nu credeam, dacă voi îmi spuneați. Dar am văzut cu ochii mei. L-am întrebat pe Tudor Barbu, care filmează, care e la OTV, pe care l-am pe CD-ul, care filma. Deci oameni bătuți în perioada aceea, în subsolul televiziunii, la modul barbar. Și la modul... Și bătuți de cine? Care? Au intrat, nu-i dovedit că nici, intrat niciun miner în interiorul televiziunii. Care erau minerii? Chiar unul dintre ei... Hai să-l puțin să ne povestiți cumva cronologic. Unul dintre ei, revenind, că vreau să mai fac o precizare și după să o dau, e normal, și eu sunt un tip pragmatic. Dar vreau să vă spun o chestiune care e foarte importantă. Unul din acei oameni bătuți acolo este Marian Stoica. Marian Stoica, îi zic ei, în sfârșit, dar eu știu că e Marian, care are dosar la Strasbourg ca victima Mineriadei, exact pentru evenimentele de acolo, din susurul de televiziune. Împreună cu Asociația 21 Decembrie. La ora asta, evenimentele s-au contopit. Deci, el, au crezut că se dijum, în sfârșit. Deci, 21 decembrie cu Marian Stoica și acum, surpriză, o să vă arăt o soară, că finalmente, asta e marea surpriză care vreau să prezint poporului român. Miron Cosma, victima minoria din 13-15-90. Înțelegeți? Și nu pentru că am făcut ceea ce poate că ar fi trebuit să facă. Eu totuși am avut anumite, să zic, și am în continuare niște măsuri de conștiință, dar nu m-am dus eu cum fac unii să-și rezolve probleme, să duc și încearcă să găsească soluții să și le rezolve. Nu, eu am fost chemat și acceptat în dosar. Deci, am să zic că de asta vreau să vă prezint aici. Vedeți, uiteți, stai ca Marie, înțelegeți. Ia uite ce scrie aici, vedeți? 13-15 iunie 90, grifele Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul Europei și așa mai departe, toate datele, de Asociația 21 decembrie 89 București, Mărieș și Stoica, Stoica de la Victimea Mineriadei. Acum, în sfârșit, despre Victimea Mineriadei, iară sunt acolo două tabere, ENE care este un impostor, nu o spun eu, ei o spun, și care, în sfârșit, a făcut ce a făcut, a fost omul Constantinescu, băgat special, a făcut din victimele, a făcut depozit acolo din ăsta și face tot felul de chestii și a luat tot felul de bunuri pe care le-a făcut o afacere în seriu, în seriul ăla acolo și plus că a speculat multe lucruri, a luat bani pentru chestiunea asta cu victimele mele. Deci uitați aici, intervenient, nume Cosma Miron, da? Și mai departe. Uitați ce scrie un preambul aici, domicile, mai departe. Expunerea faptelor, deci. Pe fond, vreau în primul rând să-mi manifest pe această cale aprecierea față de faptul că am fost acceptat ca parte în dosarul mai sus menționat. Aceasta a venit ca o recunoaștere obiectivă a celor susținute de către mine de-a lungul timpului, și anume că Mineriada din 90 a fost un act de diversiune politică controlat de puterea statală a vremii și de serviciile de securitate. Deci, iată poziția mea. Acum, sunt multe de spus, poate că și ăsta e bine să vedeți cum am susținut eu în întreg cererea de victimă a evenimentelor de acolo. Dar cum spuneam, putem lua cu începutul. Dacă e să o luăm cu începutul, aș vrea să cunoașteți un lucru esențial. Eu sunt rocker din 1970, când m-am schimbat. Deci n-am fost comunist, n-aveam cum să fiu comunist. Și n-am iubit și n-am să iubesc comuniști. Așa că n-aveam niciun motiv să fiu alături de Iliescu. Așa cum n-am fost vreodată alături de Iliescu. Așa cum la o
logic, dacă eram lângă Iliescu, aveam atât de multe lucruri, în special materiale și atât de multe funcții politice, încât, pur și simplu, cred că am fost trecut așa prin tot spectrul funcțiilor de conducere guvernamentale, de la ministru până la prim-ministru. Dacă ce ori a ajuns prim-ministru, care a trecut la țărănici numai pe ideea că Iliescu nu l-a pus președintele Partidului Solidarității Sociale. Dacă Mitre a ajuns, Mitre a contestat pe mine în 93 la Națiunile Unite că eu sunt omul Iliescu. Mitre pe care l-a pus Iliescu președintele Partidului Solidarității Sociale, pentru că l-am acceptat eu. Așa, el nu e omul Iliescu. El nu e, nici n-a fost. Așa, eu sunt. Unele materiale mele, vedeți, eu stau în chirie aici. Și am fost ținut chiar mai mult, un an jumate în arest, pe ideea că îmi vor găsi conturile alea celebre, bani, mulți, afacerile, pe mătușa Tamara, Barbara, Gargara, știu eu, pe fratele Băsescu și frații nu mai știu care, în sfârșit. Frații mei trăiesc, amândoi lucrează la Mina Lunea. Sunt cinci mei, amândoi lucrează la Mina Lunea. Trăiesc, stau la bloc. Sora mea stă încă în Petrila, unde eu plouă cu funingine, cum mai zic eu, la bloc. Fratele meu la bloc în Petroșani. Fiul meu, am doi copii. Dacă nu le dau lor, cui dau? Copiii mei, fiica mea și fiul meu. Să vă trăiască. Mersi. Fiul meu are 29 de ani. A terminat liceul științe economice relații internaționale. Nici măcar servicii nu are la ora asta. Deci nu are servicii. Am încercat să-l angajez prin Timișoara, dar nu am fost de acord să-l angajez la toți corupții din țara asta, pentru că eu bănuiesc voia lui Dumnezeu să am evoluție și poate că o să fac ordine în țara asta. Cum trebuia să fac prima dată, și în 91 vorbesc, cum trebuia să fac a doua oră, 99 vorbesc. N-am făcut. A treia oră nu mai scap. A avut sabia, nu a lui Damocles, și sabia, i-a luat țepeș deasupra capului și a scăpat de ea. Spune asta, a luat țepeș, pentru că să vă spună, să mai țin de puțin atmosfera. Și voi reveni. Dar vreau ca dialogul nostru să fie unul plăcut și nu va neapărat atât de rigid. Eram în pușcărie și în 2000 eram ales șeful deținuților pe țară. Eram la al treilea director la Rahova. Directoarea penitenciar era fiul lui Rodica Stănoi, ministrul justiției. Venise Iliescu la putere, era Hrebenciuc, secretar general al guvernului. Și, repet, am făcut puțină ordine pe acolo, probabil că ați auzit. Așa, printre altele mari realizări ale mele, am scos Zeghia din pușcărie, eu am scos-o. Eu am făcut multe alte, inclusiv cenacuri, care vă arăt revistele mele, să vedeți ce în pușcărie, să vedeți de la momentul în care am intrat în pușcărie, când deținuții erau așa, ținuți ca Iisus Hristos și bătuți pe între gratii și nenorociți, pur și simplu. Și regim din ăla de pușcărie comunistă în 1999, încă, în 1999. Ei încă lucrau pe legea lui Ceaușescu, de regimul de detenție în 1969. Legea din 1969, în 1999, când Constituția a apărut în 1991. Revenim. Bineînțeles cu mine, nici măcar președintele țării nu putea să facă ordine în pușcărie, de cum ministrul justiției sau o directoare, așa. Și la un moment dat, ce să facă ei, cum să... Și mai ales că aveam și 18 ani de pușcărie, îmi păsa mai puțin, n-aveau ce să-mi fac. Eram pe seminarea puterii de stat, m-a aferit Dumnezeu, n-am mors pe conștiință, dar mai în glumă, în serios, zic, îmi puteam să obor pe oricine. Și rămâneam tot la 18 ani, pentru că seminarea e mai mare decât omorul, ca faptă. Și cum îmi place mie să spun, sunt ultimul dac din România, sau primul dac, nu știu, probabil că primul, am trăit între dacii liberi, cu mine e cam greu, așa și. Și mă sună pe mine deținutul Miron Cosma, pe telefon în pușcărie, nu era voie cu telefon, dar aveam telefon, care era problemă, nu avea cine ce să-mi facă în pușcărie.
Dar să vă povestesc înainte, poate cu altă ocazie, cam ce am pățit eu în prima etapă. Ați auzit nerogitoarea Marian Clită că l-a omorât pe dizident Ursu, pe general Ursu, împreună cu șefii GMR-ului, Tudor Stănică, inspector general miliției, Tudor Stănică și Greangă. A ieșit din pușcărie și a omorât o femeie în Norvegia și l-a pușcat-o pe una. Acum, de curând, uh-huh. Da. Deci, bine, mă sună secretarul general guvernului pe mine. Era un cosmă, mă sună în pușcărie și îmi spune să o las mai moale. Bineînțeles că nu vreau să folosesc apelativele pe care le-am, mai ales că Hrebenciuc este, n-am spus eu Toro, ca să ne ascan cel politice românești. N-am zis că colega lui de partid a zis, și voi mi știți, dar eu l-am salvat de pușcărie, că ne lega pentru Roma. Dar asta e o altă discuție. Și pe relația că vezi, Doamne, noi am fi prieteni, că n-am fost niciodată prieteni, mă sună pe mine și îmi spune să o las mai moale. Și revenind la ce vreau să spun, și legat de sabia lui Vlad Țepeș, sau poate țeapa lui Vlad Țepeș, de ce nu, îi spun mai în glumă, mai în serios, băi, știți ce n-ați făcut cu voi? Pe mine, dacă mă duceți și în junglă, vă promit că în 3 luni învăț limba și le fac și sindicat. Și asta am și făcut, de fapt, eram șef de ținutor pe țară, referendum cu scrisori, telefoane mobile, nu mișca nimeni în pușcării, pe cât am fost eu. Și am făcut reformă. Dar revenind acum la Vlad Țepeș, legat de Monica, de soția mea, i-am spus atunci o chestiune. Bă, știți totul de, în afară de chestia aia, am spus o altă chestie, știți totul despre mine, știți un lucru. Mama mea când m-a născut, mi-a spus că eu sunt clonar la Țepeș. Să vă pregătiți când ies afară, vă trag pe toți în țeapă. Și Dumnezeu, țupu gura lui, cum se zice la noi în Ardeal, ce credeți că a făcut? M-a băgat în neamul lui Vlad Țepeș. Monica este din neamul lui Vlad Țepeș. Tatăl ei are documente în care poate vedea că e din neamul lui Vlad Țepeș. Deci, așa cum spuneam, de două ori i-am iertat, ca să zic așa, și chiar în 1991, n-am știut, Le Monde scria că adevărata revoluție în România a fost în 91-89. Și n-au să priceapă niciodată de ce un lider anticomunist, Miron Cosma, n-a schimbat regimul neocomunist al Iliescu, așa, când populația Bucureștiului scandal Cosma președinte. Și asta s-a întâmplat în 91. Pentru că în 91 Iliescu era început la Cotroceni, putea să iasă din Cotroceni. Ar fi vrut să vină când i-am cerut demisia în Parlament cu limba lui de lemn să povestească acolo, dar nu i-am permis să iasă din Cotroceni. Guvernul era schimbat, Parlamentul încercuit, deci puteam să fie președinte. Eram de al mitropoliei în balcon să scandal Cosma președinte. Nu scandal, și minerii scandal, dar era, nu mai vedea minerii dintre bucureștini. Era aproape, pot să zic, aproape milioane erau atunci. Era până în Piața Unirii, de alu mitropoliei până. Da. Asta m-au întrebat în 2005, când am ieșit din pușcărie, când am fost ales la Congresul la Madrid, în Acordul Internațional al Muncitorilor și singur de țin în Europa. Chiar acum de curând mi-a trimis Adrian Pănescu, nouă cărți cu dedicație în care scrie de ținut politică în epoca post-decembrist. Da. Deci, revenind acum de la capăt, aș vrea să vă zic că deci în 70, aveam 16 ani și am pus, noi începusem să facem la liceu unde eram eu, așa, un club erudit. Din oamenii, colegii mei care făceau parte în acest club erudit, sunt doi foarte cunoscuți. Una este o femeie, Gina Pătrașcu, dacă ați să zic cântăreața, care a luat Stau fără lume pe vremea aia. A fost căsătorită ulterior cu Horia Șerbănescu, știți, probabil. Care dintre altele și cumnata mea. Așa, sora mea e căsătorită cu fratele lui. Și Noni Barbu, dacă citiți Ziua, ziarul Ziua, îi sunt caricaturist așa, fotografii. Noni Barbu, dacă fost colegi cu mine. Mai cunoscut, zic așa. Deci eram un club erudit și într-un fel și Ceaușescu, să zic, involuntar ne-a ajutat. De ce manieră? A dus la Institutul de Mine Petroșan foarte mulți studenți străini. Deci începuse relația lui foarte bună cu Africa și au dus o grămadă de negri să facă Institutul de Mine Petroșan. Institutul de Mine Petroșan cam al doilea în lume, după cel de la Leningrad, cum era atunci, era Leningrad.
în URSS. Și am intrat în proces la informații. Am zis, cine am rock, muzică, să citești Melody Maker. Era o chestie, reviste, ICD-uri. N-am să uităm viața în primul CD Bob Marley. Primul CD, disc, parcă vorbesc prost. Primul disc, Bob Marley. Era o chestie, așa. Și atunci ne-am gândit și ne-am hotărât să, eu cel puțin, și alți colegi ai mei, că aveam și, ne-am făcut și trupă de muzică rock, Moby Dick. Eu țineam discotecă, începeam în discotecă cu larele liceului, așa mai departe. Deci, iar săracul Marcel Munteanu, colegul meu care conducea formația, am înțeles că a făcut acum o semipareză, el era un prieten adevărat și uite, vezi oamenii care mâncă, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Poate că pot fi considerați, nu vorbesc de mine, dar ea la trupa lor rock și eu eram, dar așa și ce să fiu mai modest, promotorul ei, poate e rockul în România. Știți? Nu să mi-e temă, o să pitiș. Primul fest rock în România, primul festival, pardon, rock în România, după Revoluție, ăsta e Cărbune. Eu l-am făcut, uite ce scrie aici. Să rog, prezentat de Moțu Pitiș. Și el și ea, că aveam pe casete video, un fel de... El avea foarte multă muzică. Eu aveam 5 casete video, care însemna primul stoc pe casete video. Și a vrut să-mi dea mult casete, îi le dau și noi le-am dat. Să-i vezi, ale mele 5 cât 100 ale tale. Să zic așa. Dar revenind, era o trupă de întrebați pe Bitman. Bitman s-a făcut mai neocomunist acum, la Bitman. Era gașca noastră, eram gașca noastră rockeri, cu Teo Peter, toți. Aveam trupa noastră. La Costinești ne întâlneam după lovitura de stat al Iliescu, aveam fieful nostru acolo. Era în sfârșit. Deci revenind, eram rockeri. Deci eu nu pot și n-am. Nu mi-am schimbat. Sunt un om de principiu. O să vină să credeți. Am făcut lucruri pe care mi le-am pus de copil și le-am respectat cu strictețe. Dar, de exemplu, am să beau prima dată când m-am sor. Atunci am băut prima dată. Știu eu, am zis că n-am scris o scrisoare în viața mea. N-am scris o chestie mai așa, mai tâmpită, să zic așa. N-am scris o scrisoare în viața mea. Scriau în pușcărie. Primea scrisoare, n-am scris o scrisoare. Și n-am scris în viața mea. O scrisoare, în sfârșit. Am dat câteva chestii ciudate așa. Am zis că n-am fumat în viața mea, n-am fumat în viața mea. În sfârșit și altele. Deci nu mi-am schimbat mentalitatea. Mentalitatea mea din 1970, de la 16 ani, este aceeași. Am îmbătrânit doar, dar în rest. Deci revenind, și haideți să le spun evoluție. Acum scrie Păunescu. Și adevărul a scris. Veni la mine, au aflat unii despre lucrurile pe care le-am făcut pe vremea lui Ceaușescu. Miron Cosma nu a fost celebru după lovitura de stat. Miron Cosma a fost celebru din cel puțin într-o anumită zonă. Și ulterior, în 77, am ajuns celebru, dar bineînțeles că n-avea cine să recunoască. Iar ulterior, nici eu nu am făcut prea mare tantam pe chestia asta, pentru că am și eu sunt un om de principii. Recunosc când am fost laș și recunosc când am fost curajos. În 77 am fost laș. Și atunci, cum puteam eu să vin după Revoluție, să mă dau ca alții dizidenti? Colegă, în 77, am să vă spun un lucru, că un lucru pare incredibil, dar e dovedit, iarăși, pentru că există dosarul meu de la Procuratura Militară. Deci dosarul de anchetă, pe legat de limite, în 77. Deci în 77 puteam să-l omor pe Ceaușescu. Și l-am omorât. Și l-am omorât Iliescu, ca să ne sfideze pe toți de Crăciun. Eu sunt credincios. Deci n-am omorât și l-am omorât și nu l-aș fi omorât nici măcar pe Iliescu acum după tot ce mi-a făcut. Și n-am să-l omor. Toate că i-am promis că el, dacă eu va ajunge vreodată la putere, el va ieși cu picioarele în față, din, așa, din pușcărie. Nu cam să-l omor eu. Băi, și de bătrânețe, care anumită vârstă. Dar pentru ceea ce a făcut în țara asta, în toată perioada,
tot ce a creat regimul ăla politic teribil, că văd toți analiștii ăștia științifici, politici, care aduc mare logii lui Iliescu, ce a salvat Iliescu, ce a făcut Iliescu, vezi că Iliescu a distrus nația asta, a distrus-o. Ne-am demonetizat ca, nu ne-am ajuns să regret pe Ceaușescu, ca personalitate statală. Nu vine să cred. Eu am ajuns să-l regret. Ceaușescu, cum era el cizmar, dar avea personalitate. Dom'le, n-am suit în viața mea, n-a intrat în Cehoslovacia cu RSS-ul. Dom'le, s-a plimbat cu regina Marii Britanii, în caleașcă. Păi, n-am auzit. Spune ăștia, prietenii mei, eu sunt în acordul internațional muncitor. Am prieteni, dar Uniunea Europeană. Dar Strasburg, avem cel mai penibil președinte și am avut cel mai penibil președinți. Dom'le, n-au persoane, n-au coloane, dom'le, toți sunt din ăștia de, știți, de lumea treia. Ce aia, mă, ce aia, cel puțin aia sunt mai războinici, ăștia sunt. Deci, revenind, 77 iarăși a fost un moment clar de luptă anticomunistă. Unde eu am condus evenimentele în 77. Deci am fost lași. Am fost lași pentru că nu mi-a asumat responsabilitatea evenimentelor. Deci am luat bătaie de la securitate, am fost anchetat. Culmea ironiei, m-a salvat o femeie, că altfel, poate că ori eram mort, ori eram și eu, făceam pușcărie. Sau eram dispărut ca unii care au dispărut. Deci m-a salvat nevasta primului secretar, copilese cu mine, Florica Zember. Primul secretar de la Lupeni, Mircea Zember, s-a căsătorit cu o prietenă de-a mea, care am copilărit eu. Și nevasta, iasă că divorțează dacă... Și avusesem și atu, repet, că n-am stat în față, că n-a fost, m-a băgat. Eu coordonam din evenimentele din spate. Și se pare că, spun unii, că am declanșat eu evenimentele, de 77, că am avut un meci cu un comunist periculos, șef de sector, unde am fost repartizat pe... Eu deja în 77 aveam 7 ani de discotecă. Țin discotecă, începând din 75, dacă întreb pe unii pe aici, în București, de grajdele regale, n-au auzit de grajdele regale. Deci nu știu unde au fost. Când simt în București de grajdele regale, prietenul meu, Coașchiuț, a fost un club sportul studențesc, așa, era acolo în curțile alea interioare. Am ținut discotecă în Oradea, Armatei Roșii, la Institutul Pedagogic. Am ținut discotecă la Costinești. Când a venit, cum făcea Ceaușescu, rotația Institutele Învățământ Superior la Costinești, când a venit rândul Isemine Petroșan, cine? Ne-am scup de la portar până la bucătar, până la rector acolo. Totul. Și eu eram DJ, eu țineam discotecă la Cantina 2. Nu spun că am ținut discotecă pe valută. Bar Venețian în Forie Sud. A venit cel care avea în gestiune, cum era atunci, în gestiune discoteca. Și era discoteca care țineți pe valută. Erau câteva discotești tarde, cea mai tare era Impala, în Venus, nu știu dacă ați auzit. Așa? Și era așa mea, Bar Venețian, în Eforie Sud. Țineam discotecă și aveam eu stilul meu, mai nebunesc. Eram păr, bar, eram... La sfârșit eu aveam masterul de a prezenta. N-am văzut. În ziua de azi prezintă discoteca în timpul melodiei. Să prezinți discoteca în timpul melodiei. Adică să face atmosferă, nu? Așa, prezint melodia și stai și te uiți la scule. Eu aveam altă, chiar dacă n-aveam scule. Sculele lor performante. Am fost și acum la Constanță și am văzut scule performante de discotecă, dar DJ-ul era departe de un DJ adevărat. Asta și noi n-aveam. Asta și eu, cea mai sofisticată scula mea a fost un magnetofon Uher, dacă ați zis. Uh-huh. Uher și mixer Uher. Nu Wakai. Uher era mai profesional. Cea mai tare scolă care am avut. Da, în sfârșit, dar eram cu magnetofoanele, cu creștere și mai... Cum erau vremurile la vremea. Deci, în 77, iarăși, revolta de acolo, mulți nu vor să o recunoască, doar că poporul român a trebuit să o recunoască, pentru că i s-a doar revolta anticomunistă în istoria Europei. Deci noi am făcut revolta anticomunistă, chiar și eu, și am făcut-o anticomunistă. Pentru că m-am ridicat împotriva comuniștilor, nu m-am ridicat pentru drepturi salariale. Pentru că eu nu aveam nevoie de bani la vremea aceea. Și ăsta a fost unul în care am fost lași. Eu am fost un copil amărât care am trăit în barăcile în care tatăl mi-a făcut armata. Și dormeau într-un pat, trei la cap și doi la picioare. Și-a dat seama că când am ajuns în 1977 să fiu repartizat pe post, țineam discotecă, câștigam vara și 3.000 de lei pe lună.
Iar ca inginer, 1910 lei salariu de stagiar la vremea aia, era o grămadă de bani. Și atunci cum puteam să... De-abia ajunsesem și eu. Taică-miu era pe moarte. Păi era cu cancer pulmonar, pe a și murit în 78. Fratele meu urma să facă facultate la Timișoara, acum, așa, sora mea la Insulina Petroșani, maică mea n-avea servici. Nu puteam să renunț la toate astea. Deci eu nu m-am ridicat, dacă m-am ridicat, pentru că bani aveam. Începusem chiar să am foarte mulți bani la vremea aceea. Și noi ne-am plicat pentru spiritul nostru. Aveam eu, hai să zic așa, gașca mea de chiar am să aminte și lui Păunescu de un eveniment cu cena cu flacără la Petroșan, când l-am bătut pe un prieten de-al meu, numai pentru că cânta bea Bob Dylan și nu cânta ce vrea el. Așa, în sfârșit. Deci, iată, 77, perioada anticomunistă. A venit Revoluția. Nu mai spun că pe 77 eu aveam securistul meu, care trăiește, care e colegul meu. Trăiește. Deci, eu nu vorbesc, știu, spun lucruri care nu există. Nicolae Mărășescu a făcut generala cu mine, liceul cu mine și facultatea cu mine. Și eu cum aveam, că aveam ajunsesem să am funcție importantă în genere producție la Minalonia, și eram, nu eram comunist, că eram fost comunizat, iar culmea ironie, directorul meu era membru supleant al CC al PCR, pe rezultatele mele. Că directorul spunea ceva de genul, eu sunt cu partidul, cu angajările și cu curățenia în curte, cu Minai Cosma. Și nu ți atingea că el a obținut rezultate, că l-a obținut pe... adică distințele care le-a luat de la Ceaușescu, rezultatele mele. Și el nu intra peste mine, dar în sfârșit, și asta a fost și în cazul să am o șansă. Dar le era teamă de mine. Pentru că eram, aveam eu și, asta și nebunile mele, printre altele am mai bătut și un prim secretar. În sfârșit, pe vremea cealaltă, am făcut cine știe, arest. Eu n-am venit după Revoluție, ghilimele de rigoare, lovitura de stat a lui Iliescu, eu n-am venit să mă, repet, să mă dau mare dizident. Eu am fost ăla care în 77 l-am arestat pe ministrul minerilor Bobolo, pe primul ministru Verdes și l-am sechestrat pe Ceaușescu. Că eu i-am sechestrat. Dobre conducea evenimentele și era cu microfonul, dar jos, între masă, eu eram și ți-am repet gata. Ceaușescu a trecut, gândiți-vă că aveam 7 orașe și aveam peste 200 de daci liberi, cum îmi place mi-a zis la Momărlani. Momărlani sunt daci liberi. Dacă mergeți în Valea Jiului și vedeți țăranii de acolo, mobrlanii și femeile și acum călăresc pe cai. Și vedeți bărbații, bărboși, pletoși, că spunea unii că, vezi, Doamne, că noi eram pătriva pletoși și bărboși. Păi ne-am trăit între bărboși și pletoși pe vremea lui Ceaușescu, când alții erau ferchezuiți și așa. Și noi eram pe aici, nu acum, aici e mic, deci, pe vremea lui Ceaușescu. Da, în sfârșit, și aveam 200 de cuțitași de mei care erau oameni de ordine. I-am adunat pe toți, din toată Valea Jiului. Aveam în fiecare oraș oameni mei de ordine în la discoteci. Atunci, pentru că a zis, domnule, asta e. Mă nebăneam, bine, securitate, bine, ajungem, dacă ajungem să ne batem cu comuniștii, ne batem, asta e. Și aveam echipa mea, pentru că, în sfârșit, am hotărât să ne și apărăm și să, dacă era să se fi întâmplat vreo nenorocire pe acolo și mă spune Dumnezeu că nu s-a întâmplat. După aceea, în evoluție, în 82, în 82, dacă îmi reușea o chestie, îl omoram pe Ceaușescu. În 82 chiar îmi dorisem să-l omor pe Ceaușescu. Și dacă intra, deci dacă Ceaușescu intra la mine în Paroșe, murea. Și n-a intrat. N-a intrat și a avut viață în el, ca să zic așa, pentru că o porțiune de galerie principală de acces, unde nu erau oameni, că eram nebun să-mi omor minerii. Așa? O galerie de principală de acces, unde e folosit numai când intră minerii și când iasă minerii de la locurile de muncă, el trebuia obligatoriu să treacă pe acolo. Dar trecea pe acolo 100 de metri, de galerie, era dinamitat cu dinamită, sărea în aer. Și mă dea Ceaușescu cu toată delegația lui de comuniști. Și asta doar ca să ne răzbunăm pe el, pentru că ne-au murit oamenii după 77, ne-au murit. Iar simțitul care eu l-am băgat la înaintare, Constantin Dobre, e mare dizident, a cerut azil politic în Anglia. Păi dacă tot a fost dizident, de ce nu cere azil politic în România? La el aici, să fie dizident, să vină să-și ia titlul, să-și ia drepturi, să-și ia... Știe el ce pățește, dacă el ajunge vreodată. Că avea încercat să vină la Revoluție, că noi chiar am crescut în Revoluție, era cât pacii să-l împuște oamenii mei. Cât pacii să-l împuște. Că ne-a trădat lui Ceaușescu, a zis că ne-a trădat atunci lui Ceaușescu,
Ceaușescu a zis că a dat mașina peste el în Craiova, el făcea, Ștefan Gheoriu cu, Măgureanu. Și a ajuns mare prin secretar pe zona Dolci. Așa, și acum după, s-a dus în Anglia și vezi, Doamne, el optat pentru Ceaușescu. Și așa sunt dizidenții din ziua de azi. Când văd, când îi văd pe unii care, și eu îi știu. Înțelegeți? Să vă spun iar și o chestie acum legată de Laslo Tăcheș, dacă vreți să adevăr. Să mă scuze, fetele, păi, Laslo Tăcheș, timișorenii știu, dar nu vor să spună. Înțelegeți? Și știu și alții. Laslo Tăcheș era un curvar. Și le trăgea la enoriașele lui acolo, la Timișoara, și atunci s-au dus enoriașii lui, bărbații, femeile, au aflat să-l omoare. Și așa a izbunit, vezi, Doamne, marea revoltă, marea revoluție la Timișoara. Deci, dar de ce nu spune Laslo Tăcheș cine a strigat prima dată jos Ceaușescu pe stadionul Poli? Noi după evenimentele din 77 n-aveam voie să ne întâlnim 5 în grup. Făceam și noi. Ceaiuri, cum le spunea pe vremuri, mai făceam și noi, un chef. Aveam voie că venea miliția, mai ales eu care eram urmărit, imediat era peste mine. Și atunci ieșeam, deci veneam pe București. Vedeam că am început să ies. Și Timișoara era fieful nostru. Timișoara era zona liberă în România, cum spuneam noi. Și mergeam la Timișoara, mai ales vărul meu primar, care îmi dădea mie muzică, terminase facultatea aici, electronică în București, și a ajuns director de televiziune la Televiziunea Națională, la Televiziunea Națională, pe zona Timiș, zona aceea, zona Banatului. Și era din Timișoara, văr primar cu mine. Fratele meu era la facultate la Timișoara. Așa, făcea Traian Buie. Deci aveam și, să zic așa, motive în care mergeam acolo. Și în sfârșit la... Nu puteam să ne exprimăm balajul în privința aceea. Acolo în Timișoara puteai să mai vorbești. Și la mergi eu cu Poli, mi-am cu Imanțiare și cu Gașca și am strigat. Eu am strigat jos Ceaușescu. Au căutat securitatea, ne-au luat toată galeria. N-a spus unul. La rând, la... Să spun așa, cine a strigat? Eram galeria noastră. Și am strigat. Și au dus aminte timișoreni. Acum, de curând, n-ați auzit ce am făcut. Am dus-o pe Monica ca să vadă. Se spune spre mine că nu sunt, știți, Doamne, nu sunt iubit, n-am fost iubit de oameni și nu sunt iubit de oameni din cauza evenimentului iunie 90. De ce nu dau voie în București? În timpul alegerilor, când a fost, ați auzit, incidentul acela de s-au bătut gașca PSD-ului cu PDL-ului. Da, la Timișoara. Exact, la Timișoara. Ia să Monica, că ea săraca e cam speriată de ieșirile astea în public cu mine. Ea chiar crede că mie mi se poate întâmpla ceva. Deci s-a creat așa o, tot datorită, cam să revin la ce zic și am să-l subliniez, datorită acestui lider lui Iliescu. Pentru că Iliescu, o să vedeți că tot ce a făcut, a făcut să mă discrediteze pe mine și implicit prin mine minerii. Datorită mie minerii. Ori, atunci, sunt alegeri, sunt dispute. Unde poți să-ți dai seama dacă ești iubit sau nu cel mai mult? Nu acolo, într-o, două grupuri de 100 de ani. Mergem pe stadion la Poli. Eu n-am fost din luna noiembrie 89 pe stadion Poli. Mergem pe stadion la Poli, meciul cu Ajax. Și a zis, Monica, că sunt nebun. Cum adică sunt nebun? Te omoară aia pe acolo. Unde să te duci? Și unde? În galerie, i-am zis. Deci nu oriunde în stadion. Că chiar o sunasem pe domnul Marian Iancu, patronul de acolo, pe care îl respect și care sunt relații foarte bune și i-am spus, Marian, vreau să vin la meci. Și a zis, da, vii cu mine în lojă. Și a zis, nu, Marian, eu merg în galerie. Și Miron, te duci pe răspunderea ta, pentru că eu n-am ați oameni să-ți dau să te protejeze pe tine în galerie, să te păzească. Și zice, nu, ce-am cept, oameni? Eu spun doar, pentru că e normal, știi cum se face la noi, în Ardeal, când intri în casa unui om, bați la ușă, nu te duci, dai buzna peste el, îi spargi casa. Deci eu te anunț că sunt pe stadion, să știi. Așa. Și am intrat în galerie. Deci în momentul în care am intrat în galerie, la meciul cu Ajax, când știți că ne-au furat italienii, arbitrii italieni, doi eliminați, două cartonașe roșii, am luat bătaie cu 3-1, așa, în sfârșit. Deci lumea în vervă, așa e, galeria în special era turbată, să zic așa. În momentul în care am intrat în galerie cu soția mea, a început ea de acolo, galeria a început să strige. Jos PSD-ul, jos PDL-ul, jos PNL-ul, jos, jos, jos. Și a venit la Monica și chiar a venit unul și a luat-o de mână și așa, și a zis, auzi, să-l iubești ca pe o icoană.
Și acum în ce se îmi cer Timișoreni? Și nu mă, uite, chiar e vine ziua lui fiul meu, dar uite, marele Cosma cu averile lui, uite, n-are bani nici de benzină să meargă până la Timișoara. Înțelegi, la, după 53 de ani lucrați, am 30 de milioane pensii, care au 27 de milioane. Și care împar și cu copiii, că n-am ce face, dacă ei mă lucrează încă. Deci nu pot permite să merg acum la Timișoara. Cum am cer să candidez la primăria Timișoarei, în locul Lucioană. Timișorin. Și mă așteaptă să merg acolo. Am primit nenumărate telefoane, inclusiv presa. Vor să intru. N-am intrat pe televiziune acolo și vor să intru. Deci revenind, în continuare, deci... Adică lucrurile veți vedea că au o strânsă legătură. În perioada în care vorbeam, la Revoluție, Revoluție, repet, Revoluția noastră, că noi am crezut în Revoluția noastră. Uh-huh. Că o să vedeți de ce spun acest lucru când la întâlnirea cu tovarășul Iliescu. În momentul în care a fost Revoluția, s-a declanșat la Timișoara, prietenii noștri de acolo, atunci primul care a ieșit am fost eu. Eram, deci eu aveam putere, să zic în primul rând, ca și conducător. Eram doilea pe director. Toate minele aveau armată, care lucra cu mineri la frontă de lucru. Deci armată înseamnă armament. Gărzile patriotice la mine, armament. Depozitul de explozibil, muniție, adică explozibil, pardon. Așa, deci aveam tot ceea ce ne trebuia. Momurlanii, Lumina Lonea, știți, de la răsărit începe Valea Jiului și începe cu Mina Lonea. Momurlanii mei, deci aveam gașca mea, aveam gașca puternică. Că vorba lui Cristian Tudor Popescu, un alt miner al evenimentului în 13-15 iunie. Așa, miner, n-am glumit, o să vedeți minerii. Pentru că acum când vor fi evenimentele, am să fac o listă cu minerii din România, care participă la evenimente în 1990, între care se regăsească și Cristian Tudor Popescu. Este unul din minerii din piața Universității, care a fost împotriva pieței Universității. Așa. El spunea că pe Cosma nici trupele NATO nu luau din Valea Jiului. Și vă spun eu că nici trupele NATO, pe vremea lui Ceaușescu nu erau trupele NATO în România. Dar mă refer la cele două evenimente când am fost, când m-am predat, că eu n-am fost arestat, decât m-am predat și la Timișoara, eu m-am predat, că dacă vreau să mă predau, nu stăteam mie în față trei milițieni. Pe vorba aia, îi băteam cu comandanți cu tot. Așa, dumneavoastră mie mascați din pușcărie, vorba ce, că erau mascați. Dar, în sfârșit, deci în momentul în care am aflat că s-a declanșat, eu aveam oameni care erau pe zone. Chiar acum, probabil, nu știu dacă ați văzut conflictul, pentru că după Timișoara am mers la Arad și m-am pus în fața primăriei la finul lui Băsescu, lui Falcă, care e primarul de acolo. Nu vă spun că vreți să vă arăt ce tertipuri se folosesc oamenii. Băsescu mă cheamă nașii la înainte de alegeri la Arad, într-o organizată de Finus, la un lider politic de acolo, cu doi nași. Eu cu familia Cosma și familia Băsescu. Nu spun eu. Scrie și Flacăra Roșie din Arad, ziarul. Am ziarul aici și plus că am invitația la nuntă, unde sunt nași, cu Traian Băsescu. Ar vrea ei să apropie de mine, cum a încercat și Iliescu, dar nu pot. E greu cu mine. Băsescu știe că are morți pe conștiință, ca și Iliescu. El care spune acum, un alt miner, care el spune că Iliescu este în evenimentul iunilor. El nu are nicio vină să văd. Nu, el nici gura nu-i miroase. Iliescu, de bine de rău, nici n-a fost în toată perioada asta, din 89 până acum la putere. Băsescu a fost în permanență și pe vremea lui Iliescu și pe vremea lui Constantinescu. Ba chiar a ajuns cea mai înaltă funcție până acum, a avut-o pe vremea lui Constantinescu, nu? A fost prim-ministru interimar. Uh-huh. Nu? Da. Dar, deci revenind, am fost la Rad și acolo, bineînțeles, Falcă a văzut că n-am fost prea încântat de invitația la nuntă și așa, și atunci mi-a trimis câteva trompete de ale lui acolo în piață, când discutam cu oamenii, pe ideea să incite. Și au venit revoluționari. Și le-am zis revoluționari. Revoluționari? Nu este revoluționari. Da, domnule, nu știu, nu vă cunosc. Ați văzut la Revoluție? Nu știu, nu vă cunosc. Eu în Arad știu pe X, Y, Z. Știți? Păi da.
Păi și unde erați voi? Că nu știu, nu știu. Ce au făcut ăștia? Păi au venit cu Aradul la Timișoara. Zice, domnule, extraordinar. Și de unde veneau oamenii ăștia? Și după așa a dat unul peste cap. Stai, mă, că Vracea a venit la Vulcan, în Valea Jiului. Erau din oamenii mei. Și eu l-am trimis. Să vină, i-am avut oamenii în balconul operii. Deci, oamenii mei au adus Aradul și au venit, erau în balconul operii. Erau prietenii mei, repet. După aceea la București. Am trei morți. Cine vorbește de morții mei la Revoluție? Trei morți. Suntem mormântați în Lupeni. Mergeți să-i vedeți. Am mormântat în mormântul răilor din Lupeni. Din 29. În parc acolo. Doi sunt mormântați, al treilea e Moldova, că al treilea a luat părinții și l-au dus. Trei din băieții mei morți aici. N-ați auzit ca eu să vin cu oamenii mei să cer drepturi de revoluționar? Cum au cerut, toți s-au îmbogățit, toți sunt revoluționari, toți sunt... Deci, imediat după chestiunea, deci după Revoluție, chiar dacă am văzut cu stupoare că tovarășii Iescu a preluat puterea, așa, noi aveam un club de care cred că ați auzit, în care mai sunt și acum, Societatea Timișoara. E, noi eram vreo 200 de intelectuali atunci și Constantinescu l-are pe conștiință pe Șervan. Șervan a făcut infarct și a murit din cauza lui Constantinescu, n-am spus nici, știați, nu? Nu știați? Păi, și eu, și Timișoara, și în județul Hunedoara au urmărit alegerile, când a ajuns Constantinescu președinte. Eu vă arăt scrisoare semnată, hârtie semnată de Constantinescu pentru mine, scrisoare către mineri. L-am susținut și am ajuns președinte. Și în momentul în care a ajuns președinte, pe mine m-a băgat în pușcărie Constantinescu. Atenție! Pentru ce? Nu pentru iunie 90. De ce m-a băgat pentru iunie 90? Că am adus minerii, nu? Cum s-a spus, la Orion Iliescu. M-a băgat în pușcărie pentru că, atenție, am cerut demisia lui Iliescu în Parlament, pe dosarul Iliescu, pe septembrie 90. Și mi-a dat 61 de ani pușcărie. Da, 61 de ani. Înțeles că am rămas la 18, cum se face în România. Se ia faptea cea mai gravă, se dă spor de contopire. Faptea cea mai gravă era seminarea putere, s-a 15 ani, cu 3 ani, sporul de contopire, 18 ani. Deci, dar stupoare! A venit Constantinescu la putere pe care l-am ajutat să ajungă președinte. Și vă spun, deci lui Iliescu îi mai trăiau 33.000 de voturi, pe care el credea că le ia din județul Hunedoara. Și am arătat că el a făcut o gafă odată la Deva și a zis că eu nu reprezint nimic în județul Hunedoara. Și am stat fiind alegerile. Vom vedea ce reprezint eu în județul Hunedoara, ce reprezinți tu. Pentru că am să mai spun o fază ca să ne mai destindem puțin. Așa, cu Iliescu, Toar și Iliescu înainte de alegerile acelea. În 1996 a venit la mine, mi-a propus 15.000 de funcții. Și fiind alegerile, a venit la mine din nou să-mi propună să mă duc locul întâi pe listă la Senat, la PDSR, cum era la vremea aceea. Și am spus că tu n-ai priceput, că tu nu ai ce să-mi dai mie. Nu ai ce să-mi dai mie. Înțelegi? Poate singura chestie care ai putea să-mi dai e să ieși din viața politică, înțelegi? Să lași țara asta, să o lași în pace, las-o, gata, ajunge. Ți-ai atins scopul, ai ajuns președinte, ai intrat în istorie, lasă-ne, mă. Lasă-ne, du-te și vezi de bătrânețile tale, înțelegi? N-a priceput, în sfârșit. Dar revenim la faza aia frumoasă, o chestie care i s-a întâmplat, așa, și nu, care nu cred că i-a făcut-o nimeni în viața lui și nimeni n-ar fi avut curajul să o facă. Deci, în momentul în 96 a venit în Valea și să se întâlnească cu mine. Eu, bineînțeles, că n-am să mă întâlnesc cu el. El venea, eu nu vreau să mă întâlnesc cu el. Și atunci un băiat deștept, director general Cosina și de la combinat, îi spune, de la regie, cum era regia Huile la vremea aceea, îi spune, Cosma e întotdeauna acolo unde sunt probleme. Deci eu nu știu dacă e acolo, dar pot să aflu. Dar din câte știu pe Cosma unde sunt probleme, e acolo. Deci acum sunt probleme la Paroșeni. Sunt convins că e la Paroșeni. Și sună și într-adevăr era la Paroșeni. Vine Iliescu la Paroșeni la mine, intră în birou la director și spune lui ăla că mă așteaptă să, când ies din mine să vorbească cu mine. Și m-am înfuriat pentru că i-am spus că n-avem ce să-i spuneți. Da? Bine. M-am dus la mașină, la șoferul meu,
Și aveam pistol. Aveam pistol de 9 mm. Aveam permis pentru pistol, aveam, mi l-a luat miliția lor, că pentru mine sunt o miliție, tot cât sunt comuniști la putere. Mi-a luat și pistolul și pușca de vânătoare aia, știți? Pușca și cureolată. Știți? Baladele lui Cosmo. Da. Mi-a luat pușca și mi-a luat pușca și pistolul. Dar revenind, aveam pistolul la mine, la mașină, la șoferul meu. Pus pistolul pe mine, prima dată când am pus și eu, nu purtam pistolul, îl țineam în mașină. Purtam pistol pe mine, eram nebun. Dar în sfârșit l-am luat, că am zis, cine știe. Mai ales că îmi primisem și eu niște amenințări din partea unora. Mi-a pus amul pe mine și pistolul. Și, bineînțeles, am intrat, deci după ce am făcut baie tot, am intrat la tovarășul Iliescu, eu cu el în birou. Și în momentul la director, în momentul în care Iliescu a vrut să dea mâna cu mine, mi-a întins mâna să dea mâna cu mine, a scos pistolul și m-a dat mâna cu pistolul meu. Deci, președinte, ești tu, încă te împuși, zi ce vrei. Am pus pistolul, a înțepenit Iliescu, tremurit, așa e tremura mâna, înțeles. Așa. Și i-am explicat că nu are nicio șansă și că eu am să susțin pe Constantinescu. Mai mult, mă rugase să-l ajut un prieten foarte bun, al doilea naș al fiicei mele, Sandu Babin, nu știu dacă ați auzit de el, la IBM, primul director general pe Europa de Est Centrală, la IBM a fost el în România. Și directorul general de la firmă era Sorin Dimitriu. Ați zis Sorin Dimitriu, șeful FPSL, a ajuns, nu? E, păi, pe Sorin l-am luat la mine în județ. S-a ocupat de alegeri și el chiar a ajuns pe listele țărăniștilor, a luat chiar 77.000 de voturi, a luat el, atunci. Așa. Și după cum știți, am candidat și eu la Senat atunci, independent, numai ca să le iau voturi la gașca lui Iliescu. Și am luat, sunt al doilea după Părintele Constituției Roman, am luat 56.846 de voturi. Și logic, un calcul aritmetic, în Valea Jiului, dacă vreau, luam 150.000 de voturi. Dar la e-mail le spuneam să nu mă voteze pe mine, să-i voteze pe țărăniști. Și oamenii țărăniștilor, pardon, și eu m-am dus în județul Hunedoara să iau voturi, pentru că acolo era, de fapt, bătaia. Ca să le iau voturile lor. Și am luat voturile, pentru că voturile independenților nu se distribuiau. Da. La momentul în care au fost alegerile prezidențiale, l-am susținut pe Constantinescu. Constantinescu mi-a dat hârtie. Am hârtie, semnată de el. O am aici. Așa, în care promitea că nu va închide minele, că nu va face, că nu va drege. Eu am câteva acte tar de tot, pe care nu le-a văzut nimeni până acum. Actul semnat de mine și președinte Iliescu în septembrie 91, nu știe nimeni, la Palatul Cotroceni. Actul semnat de mine și Constantinescu, adică deținat de Constantinescu, pardon, la alegerile din 96 și actul de la Cozia, care iar nu l-a văzut nimeni. Deci astea trei acte de importanță istorică, care am să le scot cândva și am să le public. Dar, deci revenind, l-am făcut și revenind la Șerban, în momentul în care Constantinescu a ajuns, și așa, un lucru esențial. De ce l-am susținut pe Constantinescu? Nu o să vă dați seama. Și nu știți. Este adevăr. Nu mai spun, mă scuze, domnișoarele, am fotografie cu marele președinte Constantinescu să fie și în sticlă. Fotografie? Președinte României. Când a fost ales șeful rectorilor pe țară, mai avea nevoie de votul lui Iliaș, de însă mine Petroșan. Și atunci un prieten de-al meu, un fotograf, l-a fotografiat cu sticlă. Era la Cabana Rusu. La chef, acolo, în sfârșit. Dar revenind, de ce l-am ales? El n-a spus-o niciodată. Constantinescu este miner. Mineritul, ca și ramură, are trei subramuri. Mineritul de cercetare și prospectare, nu? Că este geologia. Mineritul de suprafață și mineritul de subteran, nu? Deci el este miner. Este un miner de-al nostru. Cum să nu susține? 1, 2, ne-a promis ce ne-a promis. Așa. Și o chestie de-a dreptul iarăși teribilă, spune Constantinescu, care nu știți. Constantinescu este copilul din Flori, tatăl lui din Valea Jiului. Și nu știți cine e taică-sul. În 97, când eram arestat,
Că de asta mai spun, puneam prese printre alte lucruri. Și mă scuzați, însă și nu sunteți de la presă. Zic, băi, voi ați devenit aspirator de rahat. Așa sunteți voi presa. Păi, participați când vi se transmit tot felul de informații. În loc să luați informații, perlele alea, diamante, știu eu, ce transmit unii, luați numai rahatul, toate informațiile, așa și asta le dați. E, în 97, când eu eram arestat, n-am sigut în viața mea, când îi ținea Constantinescu în brealul Caila, unul dintre liderii mei de atunci, de la Lupeni, Caila și Tăderașcu, a fost la Caila, ți-am vrea că plouă. Constantinescu, când a vorbit, a zis o chestie teribilă, pe care presa n-a furat-o. Trebuia să o fure imediat și să spună, să-i pună întrebări. Stai, dom'le, cum adică? A zis Constantinescu ceva de genul. Pentru mine, Valea Jiului este satul meu natal. Pardon? Cum adică satul lui natal? Constantinescu este fiul de popă, frații lui trăiesc, frații vitregei lui trăiesc. Pe unul când a ajuns președinte ca să tacă, că era mai tare în clanță și mai periculos, l-a pus primului consilier pe probleme sociale. Pardon? Așa? Unul încă este popă, cel mai mic, și încă unul e la Sibiu. Așa. Deci, asta a fost atunci pentru care l-am susținut pe Constantinescu. Și revenim la Șerban, când a ajuns președinte la operă, eram în pușcărie și vorbeam, eu vorbesc cu un prieten, un scriitor, Dan Ciupernicianu, care săracă îi vai de el acum, pe la Mehadea, trăiește după zi pe alta, așa, și păcat de el, că asta e soarta unora, scriitori și alții. Și îmi spune, zice, dom'le, a venit la operă și i-a spus lui Șerban, și a zis Șerban, zice, domnul președinte, v-am susținut, ați ajuns președinte. E, acum puneți în aplicare punctul de la Timișoara. Uh-huh. Și a zis, păi, Constantin, păi cum să pun punctul de la Timișoara? Că dacă e să-l pun în aplicare, trebuie să încep cu mine. Pardon? Iată că marele Constantin era și el un pui de comunist. Și a fost comunist, a fost, a spus și el, a spus și Maria Munteanu că a fost comunist. Uite, eu n-am fost comunist. Ce a fost piața universității, de fapt? Ce a fost? A fost o emanație a punctului de la Timișoara. Nu? Cei mai mulți nu pentru asta s-au ridicat acolo. Pentru punctul 8 de la Timișoara. Deci a fost o manifestare spontană împotriva comuniștilor. Pentru că era normal să fie. Și era normal ca într-o țară civilizată oamenii să se revolte împotriva celor care i-au suplit ați ani. Iliescu a fost unul din cei care i-a suplit ați ani. Legat acum de lucrurile importante, care vreți să vă spun un lucru despre Băsescu, care spune că Băsescu acum la alegerile care au fost prezidențiale a fost unul dintre singurul comunist dintre toți cei de acolo. Ceilalți au fost fii de comuniști, dar și Joana, care așa fi de securist, și ăsta la iarăși, care a fost Crin Antonescu, care iarăși el a fost comunist. Dar cel mai comunist dintre toți în istoria României, cel mai mare în funcție, în conducere, în istoria României, dintre toți cei care au fost până acum, și cine a fost? Băsescu. Băsescu făcea parte din aia 2500 lui Ceaușescu, de care voi nu știți, de care n-a vorbit nimeni. Acum, legat de ce vă spun și legat de informațiile pe care le știu, cum spuneam, i-am găsit colmea, Dumnezeu pedepsește oamenii, că i-am zis, dar nu vă spun unde. Unul dintre cei care i-a dus pe cei morți la Timișoara să incinereze, ei să-i ardă, Dumnezeu l-a lăsat fără picioare. Laura asta trăiește, e vai de mama lui și fără picioare. Și eu știu unde e. Și tot la timpul lor. Înțelegeți? E ori... Să vă spun iarăși un secret de familie. Vorba lui soția, dacă era aici, spunea iar dai din casă. Socrul meu este unul dintre... Este primul securist care a apărut la televiziune. Care nu l-a văzut nimeni. Dar n-a fost unul din securiștii cunoscuți. Socrul meu a fost unul dintre securiștii cu rang de ambasador, care era spion, deci în Germania. Deci era un fel de ambasador. Așa, și era un mare spion. După Revoluție,
cu ghilimele de rigoare, vitele statului Iliescu, suedezii au venit după el să le ia, să spune spre URSS. Și n-a vrut. S-a retras sărac într-un loc, așa, nici nu are bani, nici nu are, deci el care a avut rangul care l-a avut, și nici, pur și simplu când a văzut ce se întâmplă în țară și când a văzut cine a ajuns la putere, el care a venit crezând în faptul că în sfârșit, că avea și el vederile lui, a început să plângă ca un copil și s-a retras. A văzut că a ajuns Iliescu, a văzut că a ajuns, cine a ajuns. El care îi știa pe toți, că Băsescu și alții și alții, care spune, dați-mi dosarul de securitate. Eu știu unde e dosarul de Băsescu de securitate. Iori, când a văzut ce se întâmplă, s-a retras. Nu a văzut mai audă de nimeni. S-a retras în bătrânețele lui. Știu multe lucruri de la el legat de securitate. Iori, revenind la ce vreau să spun, deci piața universității era emanația Punctului la Timișoara. Eu, în momentul în care am văzut că s-au ridicat, poate că ironia soartei a făcut să mă duc într-o zonă pro-ileșiană fără să vreau. Dumnezeu m-a dus în direcția aia. Eu, și după Revoluție, după lovitura de stat a tovarășului Iliescu, am fost chemat la Palatul Cotroceni să fiu făcut erou al Revoluției și să mi se dea mare diplomă de revoluționar, medalii de aur și așa departe. Când eram anchetat la Procuratura Militară, generalul Băinea, mai glumea serios, odată, ca să mai desind atmosfera, că eram puțin mai vehement, așa, și să-i povestesc și lui cum a fost faza cu ușa prezidențială. Deci în momentul în care Iliescu a venit la putere și a dat seama că zona minieră, știind ce s-a întâmplat la Revoluție, știind ce am făcut eu, că eu v-a dat seama că am luat armament de la mine, de la asta, și eram ca, în sfârșit, nu zic ca cine, cum nu zic unii, așa, pentru că nu sunt de acord cu chestia asta, fiecare cu personalitatea lui. Că așa, unii mai vă arăt și ziarele din America Latină îmi spun că eu sunt Che Guevara al Europei. Dar eu nu vreau să fiu Che Guevara. Fiecare cu destinul lui. Eu sunt Miron Cosma, cum am spus unora. Și am personalitate chiar de acum, vezi, cu tricouri, acum, Che Guevara și așa mai departe. Che Guevara, până la urmă, ce a fost? Știm ce a fost. Înțelegi, fiecare cu destinul lui. Eorie, în momentul acela, când s-a aflat forța mea, eu deja, în 9 martie 90, ajunsesem șeful grebei din Valea Jiului. Și mai aveam eu acolo, Iliescu avea spionii lui, să zic așa. Avea pe ministrul ajunt al minelor Burle, care era din Alinoasa. Îl avea pe Nicolae Cămărășescu, securist, colegul meu care... Așa, după cum știți, că l-a bătaie în piața universității. Așa. Socrimea mi-a spus chiar mai multe lucruri, că nu le știam despre el. Așa. Deci avea nevoie de Valea Jiului. Și atunci Burlec, Cămărășescu și alți clevetitori de acolo, așa, care erau în gașca lor, au spus un singur lucru. Domnul președinte, trebuie să-l atrageți pe Cosma. Cosma este cel mai puternic om la ora asta în Valea Jiului. Și rețineți, în momentul în care, să vă zic un lucru, deci în momentul în care minerii au plecat la București în ianuarie, eu nu eram lider de sindicat, eram și în șirul la lor, nici nu am fost la București. În februarie, când minerii au plecat la București, eu nu eram lider de sindicat. Au plecat la București, am plecat și eu cu ei atunci, în februarie. Iar în iunie 90 am fost adus cu forța de ei, dar am ajuns lider de sindicat, de fapt, pe 24 martie 90. În 9 martie fiind ales șeful grebei doar. Și ulterior am construit Liga Sindicatului, acea construcție sindicală. Dar la momentul lovitura de stat a tovarășului Iliescu, eram foarte iubit de oameni. Deci, ăștia și-au luat la omor și-au omorât conducătorii, directorii, comuniștii, securiștii, milițienii. Vă spun că în Valea Jiului, eu așa le-am zis, unde nu este galb, venim cu armamentul și am tras la Petrila în primărie, adică ce era atunci Consiliul Local. Culmea ironiei,
primul secretar pe care l-am bătut atunci, dar nu la Revoluție, l-am bătut înainte, până la Ceaușescu. Asta se întâmpla până în 87, când l-am bătut. Acum este primarul Păducea de la Petrila. Este primar. Și fostul prim secretar în Valea Giurgiu. În orașul Petrila este primar. Trebuie să-l întrebați, că o să vă spun ce aveți cu mine. Deci era evident că în sfârșit, revolta se credea inclusiv de criminali că era anticomunistă. Ca să pare comuniști, gata. Așa. Și atunci e normal că toți comuniștii au fost la omor de mineri în prima etapă. Și minerii, cum își vreau revendicările, niște revendicări, s-au adunat, o trebuie să adune pe o martie. Însă Iliescu pregătise evenimentele. Ianuarie. Cine a dus pe mineri? Cosma. Februarie. Cine a dus pe mineri? Eu când am ajuns, am ajuns numai pentru că am fost rugat de director. Că revenind la, după evenimente, acel membru supleant al CC al PCR, directorul minei, a rămas director. N-a avut nimic curat să atingă de un fir de păr din capul lui. De ce? Pentru că a zis Cosma. Știau toți că eu sunt anticomunist. Dar mai știau un lucru. Nu directorul conducea mina, eu conduceam mina. Și mai știau un lucru. Că țin foarte mult la acel director. Directorul a ajuns, director pe rezultate. Cum se făcea prea lui Ceaușescu, a zis un membru supleant al CC, al PC, fruntaș pe ramură, etc. Și așa mai departe. Deci i-au pregătit, i-au dus pe etape. Eu, în februarie, când am ajuns la guvern, m-am ridicat, pentru că eu eram respectat în Valea Jiului, mai ales că știa că am ținut discotecă și eram celebru, așa. N-a putut să vorbească nimeni în fața mea. Dacă urmăriți filmarea care este acolo, eu n-am fost de acord să discut cu Iliescu fără opoziție. Deci Iliescu, când a venit cu tot guvernul roman, a fost și Coposu, a fost și Rațiu, a fost și Cunescu, au fost toți acolo. Cu noi, chiar a venit la mine când au văzut cum vorbesc și eu zic, eu am făcut mine și eu am făcut pușcărie în mine și începusem o relație, să zic, cu cei care dizidenții anticomuniști. Începusem o relație chiar apropiată. Și atunci l-am întrebat pe Iliescu. Eu i-am spus la mineri. Valea Jiului începe de la est către vest, de la Lonea. Eu vorbesc primul. Și l-am ridicat pe Iliescu în picioare. Vreau să știu și eu de ce a fost nevoie să vină minerii în București. De ce a fost nevoie să vină? Ai armată, ai intern, ești președinte. De ce a dus minerii la București? Și Iliescu a dat-o în bâlbâială, s-a ridicat și Stănculescu a încercat să zică ceva, Chițac să zică altceva, au bâlbâit-o și lasă atunci. Atenție ce vă spune Cosma. Dacă o singură dată aduceți minerii, așa, vom veni cu armele noastre de luptă, cu uneltele noastre, nu cu armele, cu uneltele noastre de lucru împotriva voastră. Asta spuneam eu în februarie. Și am plecat. În 8 martie, revenind, s-a făcut greva în sfârșit și s-au adunat toți vinerii din vale. Directorul Boantă mi-a zis, te rog frumos, du-te, că el m-a rugat să mă duc. Și în februarie cu mine la greșe, du-te tu că pe tine te ascultă, să nu fac ai noștri. Ai noștri, mineri de la lună, asta era până la lucrurile noastre. Să nu facă vreo tâmpenie pe la vulcan. E, în momentul în care s-a început greva, tot felul de clevetitori din ăștia, fără multă minte, că vorba aceea. Să muncesc la mine, însă chiar foarte multă minte și... De ei aia vorbesc că sunt și mineri destul de deștepți. Vorba aceea, avem mineri cu care mă mândresc. Chiar eu am scos la iveală un miner care la ora asta, pe care nu l-au vrut nimeni după lovitura de stat al lui Iliescu și nu l-au scos nici ministrul culturii și nu l-au scos nici președintele țării, păi de sârbă. Sunt miner la Petrila, la mine. Deci eu l-am scos. Eu i-am refăcut casa memorială, am dat numele teatrului de stat, cum teatru de... Ce e teatru de stat? Vreau Ceaușescu, din Petroșan. I-am zis, e de sârbu, așa că și acum e tot e de sârbu, a rămas și între timp au scos scrierile și au ieșit scrierile lui și așa mai departe. E ori atunci cei de acolo, unde ne sunt conducători, unde sunt ingineri, unde ne sunt și așa mai departe. Și cei de la Lonea, mă ușor, că ne suntem cu ingineri și producție.
și băi, că pe n-ați omorât până acum, să-l vedem și noi. Și am ieșit, că m-a văzut, a lăsat-o moale, că lupe n-are, mă știau cine, ăsta e Cosmin al nostru. E acolo am rămas. E momentul ăla, revenind la ce vreau să spun, fără să vreau, am intrat într-o zonă în care trebuia să fac un lucru care era împotriva principiilor mele, să zic așa, într-un fel. Trebuia să-i susțin, din moment ce m-au ales, conducător greve și ulterior, liderul sindic, nu trebuia să-mi apăr oamenii. Cea mai diabolică chestiune pe care a putut să o facă Iliescu, ca să-și atragă opinia, ce a făcut. În 9 martie, în acea zi, a dat prima hotărâre de guvern, hotărârea 236. Deci hotărârea în care le-a dat la mineri drepturi. În 14 martie, o a doua hotărâre, 267, în care le-a dat restul de, pardon, de drepturi. Iar eu în 24, eu eram conducătorul, și eu, înțeleg, eu am făcut revendicări la mod general, dar era de acord cu revendicările, că a apărut Roman și la Popos, la așa, am hotărârile de guvern, nu? Când nici măcar nu eram lider sindical, repet, că am venit ulterior, oamenii au vrut ca eu să organizez un sindicat și așa, l-am organizat și așa mai departe. Acum vorbesc de chestiune care la ora asta se întâmplă mult mai dramatic. E mult mai dramatic, adică românii au ajuns să nu mai aibă demnitate, să nu mai aibă cel mai elementar bun simț. Se vând pe un mic, pe un kilogram de zahăr, pe cadourile astea electorale pe care le primesc de la cei care până la urmă nu fac altceva decât să le dea pe banii lor, tot pe banii lor, când dau din buzunar. E la vremea aceea, Iliescu le-a dat toate drepturile, Iliescu era un zeu pentru mineri. Deci le-a dat drepturi, nu ce acum, un kilogram de zahăr și așa mai departe, și mici și bere și ce le dau acum. E oricine în țara asta, nu spună mie, oricine ar fi fost în țara asta, în condiții în care Iliescu, că uite, Iliescu le-a dat la toți, am să spun acum un lucru teribil, sunt singurul, chiar dacă n-am participat direct, am participat indirect și o să vă spun cum, la evenimentele din piața universității, singurul care mai am spiritul pieței universității sunt eu. Toți cei de acolo, mari conducători, de la Marian Munteanu în jos, s-au demonetizat. Toți și-au încălcat demnitatea, principiile, s-au dat cu comuniștii. Dacă Marian Munteanu, în care eu am crezut, a ajuns să candideze pe listele lui Virgil Măgureanu, șeful SRI-ului, care l-a omorât, care l-a scos din universitate, de jos din subsol oamenii lui, și l-a omorât cu bătaia și eu i-am salvat viața. Și după aia nesimțirea să te duci să candidezi pe listele lui Virgil Măgureanu la partidul lui, candidat la președinția României. Păi ce fel de om e ăsta? Mesia României, care e zonă liberă de neocomunism pe arhitectură, cum să spun, barbă și asta, n-am nimic, ca mântuitorul, nu ca, n-am nimic mântuitorul, și ce, înainte de a veni, m-am bărbierit pentru voi, eram bărbos. Așa. Când mă gândeam că o să, și barba mea e mai albă, puțin și așa, în contrast, mai, nu dădea bine în fotografie și în imagine. Deci, să te duci să candidezi, deci eu știu cine au fost cei care m-au bătut și pe mine și care l-au bătut și pe el. Deci securiștii lui Măgureanu, așa, securiștii, repet, că am spus bine, securitatea încă exista. Alți securiști, că eu știu, că și socrul mi-a zis multe lucruri. Deci securiștii îmbrăcați în salopete, așa, pentru că s-a întâmplat un lucru teribil, de care nu a vorbit nimeni legat de evenimentul nostru. De ce n-au ajuns minerii pe 13? Când Băsescu a trimis trenurile pe 13 și minerii trebuiau să vină pe 13. Pentru că asta a inoculat Iliescu, 13-15. A intervenit în forță în 11-13, când a văzut în 13 ce s-a, în 12, așa, cam ce s-a întâmplat, că au murit oameni, că au fost omorâți, bătuți acolo, că armata a intrat în forță, se zice pe mineri. Ce să facem? Pentru că Cosma nu e cu noi? Să-i discredităm. Iliescu a discreditat minerii. Ne-a chipat mineri să-i ajute, nu mai avea nevoie. Nu mai era nimeni în piața universității. Dar de ce credeți că a avut asta? Din cauza mea, cum spuneam la început. Pentru că dacă eu nu am fost cu el, era normal să fie împotriva mea, nu? Aduceți-vă aminte.
Deci eu, dacă vreți, vă citesc, am scris și la ceilalți, să spuneți adevărul. Eu nu ascund adevărul. Discursurile lui Iliescu, și din balconul guvernului, și din, de la complexul expozițional, în care vorbește de mine. Deci asta se numește diversiune, caghebistă. Așa cum 13-15 iunie a fost o diversiune, tot caghebistă. Așa cum au fost aduși minerii, chipurile, el a spus ca să ajute, nu? Când de fapt nu era nevoie. El vrea să discrediteze minerii. De ce? Pentru că erau singurii de care se temeau. Și de ce se temea? Pentru că avea un lider ca și mine. Care știa. Și vorba aceea. Am reușit eu din iunie 90, în septembrie 91, ce scandau minerii în București? Spuneți-mi, ce scandau minerii în 91? Ne-am deșteptat, tovarăși. Pardon. De la din piața Universității până la Romană și înapoi, unde ne-am pus în genunchi în 91, mergeți imaginile. Minerii mei le-am cerut să strige, ne-am deșteptat, tovarăși. Și ne-am ridicat împotriva lui Roman și ne-am ridicat împotriva lui... Nu era mesajul meu, că eram deșteptat de mult. Dar minerii s-au deșteptat. Și-au dat seama în ce capcană au căzut. Și atunci eu am cerut demisia lui Iliescu în Parlament, pardon. Păi sunt sau nu sunt cu Iliescu? Eram sau nu eram cu Iliescu? Deci de asta s-a temut Iliescu. De asta, de forța lui Miron. S-a dovedit, nu? Lui Miron Cosma. Dar în momentul în care ați plecat atunci, era cumva conștiința asta activă a diversiunii, a întregii diversiuni? Eu da, atunci în 90. Da. Păi, haideți să vă spun cum a opționat. Deci a opționat fără mine Iliescu. Iliescu a dus minerii la București, pentru că primele două trenuri le spun eu, spune și rechizitorul procuraturii. A venit fără mine. Eu am venit cu al treilea tren. Deci, dar aș vrea să înțelegeți câteva lucruri. Minerii, iarăși, pe care vor intra pe lista mea, unii dintre ei au fost la Petroșani. În ianuarie nu au fost, dar în februarie, când, repet, în doar nu eram de sindicat, cine s-a ocupat de mobilizarea lor? Și a fost la București? Ce nu vă cam pe Voiculescu personal? Cu Casimir Ionescu, a fost în balconul primăriei de la Petroșani, nu? Și a dus la București. Și în iunie? În iunie, iarăși, nucleul Aninoasa, o să înțelegeți, Aninoasa, mina Aninoasa, avea un nucleu format din Burlec, ministru, deci la Aninoasa, repet, ministru ajunct al minelor, era din Aninoasa. Nicolae Cămărășescu era din Aninoasa. Deci el, când mai întâlnit la facultate, a fost repartizat la mina Aninoasa și pe aia la securitatea pentru mine. Ilinescu, iarăși liderul de acolo, Gelu Vărcan Văculescu i-a promis că pe amândoi, pe Nicolae Cămărășescu, îl reintegrează în serviciile secrete, iar pe Ilinescu, care a și fugit, am înțeles că e până America, a fugit. E frică de Uniunea, deci așa. Iarăși, i-a promis că o să îl activeze, ca și pe Cămărășescu m-a făcut comuniștii, să-l bage în servicii. Așa. Deci, și mai era un maestru, un Danciu, pe care iarăși cu ei în gașca lor, de tot la mina Ninoasa, care s-a ocupat de mobilizarea minerilor. Că după Danciu eu l-am predat procuraturii și a făcut pușcărie, a făcut arest. Eu l-am în iunie 90 l-am predat procuraturii. Deci ei au... Deci ei, nu, atenție, ei sunt cei mici, am luat-o de jos în sus. Așa. Deci grupul de la Ninoasa, împreună cu colonelul Tache, care erau doi, deci Gerbă Cam Văcărescu avea doi ajunți direct, pe care coordona direct, pardon, înțelegi, colonelul Tache și colonelul Florescu. Deci acești indivizi s-au ocupat de mobilizare. Ministerul Minelor s-a ocupat de mobilizare, de la ministru, inclusiv ministru ajung, ministru la București și ministru ajung la în Valea Giului, direct acolo. Și Băsescu s-a ocupat de trenuri. Deci era întreg scenariu făcut de Iliescu, Roman, Gelu Vărcan Voiculescu, Băsescu și Chițac. Înțelegeți? Și, bineînțeles, Stănculescu, care între timp intern, știți că miliția intrase la armată și bineînțeles, și Virgil Măgureanu, care iarăși era... Deci toată această gașcă s-a ocupat de aducerea lor la București. În iunie 90, repet, ei aveau
în intenție de a intra în forță, nu ceea ce s-a întâmplat când au fost împușcați accidental sau omorâți accidental 4 oameni acolo. Deci a intrat în forță, dacă fenomenul se menținea, minerii trebuiau să intre în forță. M-ați înțeles? Ca să... Și atunci au fost chemați minerii, vezi, Doamne, ca forță de diversiune. Însă minerii n-au mai ajuns. De ce? Băsescu știe. De ce? Unul dintre angajații lui a oprit curentul electric la Craiova. Despre asta n-a știut. Și pentru asta, spune aici, procuratura care închisă procuratorii, primul tren, știți când a ajuns? Bă, dată de 14 la ora 5 și 8 minute. Păi, din cauza... N-ați auzit de inginerul Mănucu? Inginerul Mănucu a oprit curentul pe tot regional la CFR Craiova. Pentru asta Băsescu l-a dat afară. Băsescu l-a dat afară. Dar de ce a oprit curentul? Păi era și el pro piața universității. Erau oameni care au luptat împotriva comuniștilor. Și inginerul Mănucu, care nu iară, ce repede n-a auzit nimeni. Și ar fi interesant să-i luați interviu, să vedeți, să discutați și cu el. Deci eu am oameni mei cu care curând am să ies în față. Așa. Ce a fost scos, dat afară din minister, de Băsescu, care spune, din regiunea CFR, care spune că el, Iliescu e de vină, că el n-are nicio legătură cu piața universității. A băgat afișa acum cu minerii, Iliescu sunt cu mine, Iliescu și minerii, ceva genul ăsta, ce a fost pe București. Mi-a zis băieții mei de pe acolo, așa. În București, cam ce afișa a băgat. El n-are nicio legătură. Păi el are legătură cu toate mineriadele, am să vă spun. Iliescu n-are nicio legătură cu evenimentele din 99. Băsescu are și cu evenimentele din 99. Că el la beție, că îi place lui să bea, că știți că are sticluța cu băutură la el în fiecare zi bea. Așa? Are sticluța în aia, știți, la american aici, așa, la haină. Și scoate și mai trage câte un drink, așa. Și de-aia el vestă tot timpul. Că altfel, el e un fricos, e un laș. El așa se bine dispune, înțelegeți. Planul de acasă de la București cu planul din deplasare nu prea a ieșit. Și atunci ei au trebuit să intervină. Și așa au apărut îmbrăcați în unitățile militare antiaeriană ferentare, am înțeles, pe aici, în unități militare antiaeriene. Soldați și cadre îmbrăcate în salopete de muncitori de la IMGB. De a spus și lui Voinea când m-au închetat procuratura militară. Mă, voi ați văzut în viața voastră un costum de miner, cum arată, o salopetă de miner? Păi ce mi-arătați voi mie pe imagine? Așa, păi să vă arăt și eu, tot felul de chestii. Uite, sunt minerii voștri. Arătați-mi și mie o salopetă. Și am pus pe fratele meu să duc o salopetă de mineri. Păi minerii sau salopetele cu două chestii distincte. Au genunchiere și cotiere. Și sunt groase. Nu sunt salopete pe foiță din aia albastră de suprafață. Pentru că minerul se trăiește pe genunchi, se zice pe burtă, așa. Deci, iarăși, spuneți că au apărut furtune de 13. Păi e normal, IMGB-ul face furtune de, furtune de presiune cu niplu de presiune, pentru că ne face și ne făcea și nouă. Dar normal, dar aveau și ei. Furtune de presiune, la orice distribuție hidraulică să folosești, furtune de 13. Unul dintre furtune, că sunt mai multe furtune. Așa. Păstrung la IMGB. Au fost făcute bâtele alea, iarăși. Minerii nu au venit cu ele. Pentru că minerii au fost aduși pur și simplu de la mine. Și da, au venit minerii mei de la luni, au venit cu securile, unii, securile, în spate. Că aia m-au salvat pe mine. Frații Futurași și cu Cavalerul și Maiursu, cum ziceam eu ăla de la minarii noastră, care erau patru băieți care erau cu noi. Așa, că erau îmbrăcați. Da, aia da. Dar vă arăt eu minerii printre bucureșteni, că am CD-urile. Filmate de Barbu. Tudor Barbu, care iarăși trăiește. Că l-am întrebat, ai casetele? Ai casetele video? Nu am, domnule, nu am nimic. Că am cerut la televiziune comunicatul meu, care l-am dat eu. Marele Răzvan Teodorescu a făcut dispăr și cum Emanuel Valeriu, securistul ăla, turnătorul la securitate, așa au făcut dispărut comunicatul meu. Eu am dat comunicat pe care Marian Munteanu mi l-a citit în piața universității. Care ce spunea? În care spunea că minerii din Valea Jiului
nu vor veni în piața universității. Eu am. Deci eu vin acum cu probe. O să-l auziți pe Marian Muteanu ce spune și o să-l auziți în piața universității că se scandează, minerii sunt cu noi. Pardon?